Doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la această activitate. Vreau să vă reamintesc faptul că vor fi scurte declarații de presă, deci nu este o conferință de presă. Dați-mi voie să mulțumesc domnului ambasador Hans Klemm pentru prezența la Târgoviște și în județul Dâmbovița. Dați-mi voie să prezint și ceilalți membri ai delegației americane prezenți astăzi la Târgoviște, o delegație, spun eu, foarte, foarte importantă. Este prezent domnul Joshua Burke, care este atașatul comercial al ambasadei americane. Dumnealui revine la Târgoviște după aproape 20 de ani. În anii 97, ca voluntar al Corpului Păcii, a predat limba engleză la Colegiul Național Înăghiță Văcărescu. Așa cum spunea domnul ambasador, dumnealui este un fiu al Dâmboviței. Eu personal sper, datorită prietenilor care îl leagă de județul Dâmbovița, să putem aduce investitori americani serioși și să dezvoltăm județul Dâmbovița. Este prezent de asemenea din partea ambasadei americane domnul Fitzgerald, este șeful secției politice a ambasadei Statelor Unite. Noi spunem că avem o colaborare fructuoasă între România și Statele Unite și de asemenea este prezent domnul colonel Steve Klingman, reprezentantul secției militare a ambasadei Statelor Unite în România, de asemenea doamna Monica Eremia, reprezentant al secției comerciale. O să rog pe domnul ambasador să facă scurte declarații de presă, după aceea dați-mi voie să îl invit pe domnul ministru al apărării, domnul senator Adrian Țuțeanu, să vă spună și dumnealui câteva cuvinte. Mulțumim pentru vizită, sper să fie un început al schimburilor economice româno-americane și de asemenea eu sper să nu mai fim criticați că primim doar reprezentanții Federației Ruse la Târgoviște. Vă mulțumesc. Domnule ambasador. Mr. President, Mr. Prefect, Mr. Mayor, Mr. Minister, Senator, ladies and gentlemen, thank you for this very warm welcome to Dumbovița County, Mr. President. Domnule președinte, domnule prefect, domnule primar, domnule ministru, domnule senator, vă mulțumim pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o astăzi la Târgoviște. My team from the U.S. Embassy and I have three general objectives that are guiding this visit to Dumbovița County today and tomorrow. Eu și delegația ambasadei americane la București avem trei obiective care ne ghidează cu ocazia vizitei astăzi la Târgoviște. One is to meet the leadership of the county, leaders of government and of society. Unul este să întâlnim leadershipul acestui județ, al societății. And I'm very grateful for the president, for the prefect, for the mayor, but then also all the other officials who joined with us this morning. Și le sunt recunoscător președintelui, prefectului, tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit astăzi și care ne-au întâmpinat astăzi. The warmth, the hospitality has been moving, to be honest. Căldura și ospitalitatea ne-au mișcat. We're very honored to be here this morning. Suntem onorați să ne aflăm astăzi la dumneavoastră. The second objective is to learn more about Dumbovița County, Târgoviște, its history, traditions, its economy and its potential. Al doilea obiectiv este să învățăm despre județul Dâmbovița și despre Târgoviște, despre istorie, tradiție, despre economie. Both the president, the mayor, the minister all made the strong assertion that there's great potential for a greater economic partnership between American companies and Dumbovița County. Toți interlocutorii noștri, domnul președinte, domnul ministru, domnul primar, ne-au convins de potențialul care există în Dâmbovița County. And it's one of my primary responsibilities to increase trade in goods and services between our two countries. Una dintre responsabilitățile mele va fi să cresc comerțul, schimbul între Statele Unite și România privind bunurile de servicii. To increase investment between our two countries. Să creștem investițiile directe între țările noastre. So we'll have our eyes wide open in the next couple of days to see what potential exists here for
American economic and commercial activity. Voi fi foarte atent în zilele următoare cu ocazia vizitei să văd care este potențialul real în județul Dâmbovița pentru creșterea acestor schimburi. The third reason, and the reason that made this visit concrete, is the consequence of an invitation given to me by the Minister of National Defense, Minister Tsutsuzianu, just over a month ago. Al treilea obiectiv este faptul că am dat curs unei invitații pe care, cu o lună în urmă, domnul ministru Tsutsuzianu mi-a adresat-o și am onorat această invitație. And that is to visit some industrial activity here, industrial activity by Romanian companies operating in the defense sector. Și anume, scopul a fost să vizităm și câteva facilități de producție industriale în domeniul industriei de apărare. This is of great interest to the United States. Este de un mare interes pentru Statele Unite acest lucru. We very much welcome Romania's decision to increase its investment in its national defense to 2% of its national output. Felicităm Guvernul României inițiativa de a crește procentul destinat industriei de apărare. As it increases this investment, we believe there is great potential to create partnerships and cooperation between American defense companies and Romanian defense companies. Pentru că această creștere generează un mai mare potențial pentru a dezvolta parteneriatele între companiile americane și companiile din România. Next month, Minister Tsutsuzianu will be traveling to Washington, D.C. to meet with his American counterpart, the Secretary of Defense, Mattis. Luna viitoare, ministrul Tsutsuzianu va călători în Statele Unite pentru a-și întâlni omologul și anume secretarul pentru apărare, Mattis. This is a very important meeting, be the first of its kind in 4 years or more. Acesta este un moment foarte important care are loc și pentru care am așteptat 4 ani mai și chiar mai mult. It'll allow the leaders of both Romanian and American defense to consider the threats that we both face as allies and as partners. Și care permite celor doi lideri ai apărării din ambele state să discute subiecte comune sau de interes comun privind securitatea națională. We'll allow the two ministers to discuss how to improve cooperation between our two militaries. Și care va permite discutarea creșterii cooperării între state privind acest lucru. Both bilaterally as strategic partners but also as common allies within NATO. În două unghiuri, și anume în cadrul bilateral, în cadrul parteneriatului strategic, dar și ca aliați în cadrul NATO. But it'll also allow the two ministers to discuss how we can strengthen cooperation to support Romania's increase in its investment in defense, both of Romania but also of the transatlantic region. Și care va, și cu această ocazie vom se va cei doi lideri din domeniul apărării vor putea discuta dezvoltarea cooperării în între cele două state. So I'm very grateful to the minister, to the president, to the leadership of Târgoviște County for giving my team and I the opportunity to explore avenues of deeper cooperation between the people of Târgoviște and the United States. Și încă o dată mulțumesc tuturor pentru a ne oferi această posibilitate să analizăm o și mai dezvoltarea cooperării între România și Statele Unite. Thank you for your patience and attention. Thank you. Vă mulțumesc. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule președinte al Consiliului Județean, onorați membrii ai ambasadei, câteva lucruri vreau să spun și în fața presei. În primul rând, este prima vizită a unui ambasador american după 1990 în județul Dâmbovița. Este foarte important ca semnal politic pentru acest județ și pentru România. În al doilea rând, legat de componenta locală, am rugat pe excelența sa, domnul ambasador, pe membrii ambasadei, să dezvoltăm relațiile între județul Dâmbovița și unității administrativ-teritoriale din Statele Unite ale Americii, înfrățiri între
unități administrative de același rang. În al doilea rând, am rugat să fim sprijiniți pentru dezvoltarea relațiilor economice directe, pentru realizarea de investiții în județ. Am subliniat astăzi că, din păcate, la momentul acesta, în afara unor contracte care privesc două societăți din industria de apărare, nu există investiții directe americane în județ și relații de colaborare dezvoltate. Și cea de-a treia componentă pe dezvoltarea locală privește dezvoltarea relațiilor culturale și științifice. Am în vedere aici, pe de o parte, turismul cultural, religios, dar și turismul în general, și pe de altă parte, dezvoltarea relațiilor cu Universitatea Valahia din Târgoviște, evident și cu liceele și școlile din județ. Sunt trei direcții principale de acțiune pe care excelența sa, domnul ambasador, le-a agreat în cadrul discuțiilor. Privind lucrurile acum în plan național, și aici vreau să subliniez trei lucruri. În primul rând că avem discuții foarte bune cu companii americane interesate de implicarea în programul de înzestrare al armatei române și în colaborări directe cu societăți din România. Am subliniat aici Raytheon, Lockheed Martin, Bell Helicopters sau General Dynamic, societăți cu care suntem în discuții și vom perfecta în perioada următoare înțelegeri importante. Chiar și acum, când noi eram aici, la Guvernul României, colegul meu, secretarul de stat Dușa, cu primul ministru, au semnat un memorandum cu o firmă extrem de importantă, Lockheed Martin, implicată în programul Patriot, în programul de dotare cu rachete HIMARS sau în programul de mentenanță și de dezvoltare pe aviația multirol, avioanele F-16, și sperăm noi să fie și F-35, domnule ambasador, o componentă importantă. În al doilea rând, am asigurat pe excelența sa că România este interesată să consolideze flancul estic al alianței într-o modalitate în care acest flanc să fie privit unitar nord-sud. Și al treilea lucru legat de acest subiect, am asigurat că România este și va fi întotdeauna un partener important al Statelor Unite, interesat, un partener serios într-o regiune unde situația de securitate este complicată, mai ales după anul 2014. Ca urmare, cam acestea ar fi coordonatele principale. Mulțumesc și eu pentru vizită. Sper să ne cunoașteți, domnule ambasador, mai bine și sunt convins că ne veți da suportul necesar pentru dezvoltarea relațiilor pe cele trei componente enunțate. For 3 years. Of course. Was the finish in the 1921? Yeah. Well, thank you so very much for the warm welcome. Thank you. Bye. Welcome, sir.